Un medic trebuie să fie pasionat de ce face și să aibă grijă de pacient ca de un membru al familiei. După acest crez se ghidează Alexandru Covaciu, rezident la Spitalul Județean din Brașov. Practică medicina cu inima deschisă și mult drag, iar pacienții simt asta și-l apreciază. Îl cunoaștem și noi în campania Medicii Schimbări. Alexandru joacă basket din copilărie. Chiar și-a dorit să facă performanță, însă o accidentare i-a stricat planurile. După aia n-am mai putut să joc la fel, mi-era frică și m-am gândit, zic, ok, zic, ce să fac mai departe? Și m-am decis la medicină. Cu 3 luni înainte de admitere am luat carte, am apucat să învăț și da, am intrat chiar din prima. Și-a dat seama că a făcut o alegere înțeleaptă, iar zi de zi încearcă să schimbe câte ceva în sistemul medical. Dr. Covaciu Alexandru, sunt medicul rezident de aici, de pe secție. Spuneți, ce s-a întâmplat, doamna Brașoveanu? Eu sunt diabetică. Aici, aici vă mai doare? Aici mă doare partea asta. Vă facem bine. După o dimineață aglomerată, în secția de gastroenterologie a Spitalului Județean din Brașov, l-am găsit pe Alexandru într-un salon, printre pacienți. Mâine îi facem colonoscopia, să vedem. De ce îi spui să nu mănânce astăzi, da. Te rog. Cum a fost? Bine? Da? Ești totul e ok. Acum să vedem analizele. Bolnavii îl îndrăgesc deja. Are vorbe bune, dulce și asta contează mult. Când medicul vorbește frumos, parcă și durerea aceea. Comparație cu alte spitale în altă zonă, chiar medicii de aici sunt buni. E ca un spirit protectiv, să zicem noi, câteodată îi zicem șeful rezidenților. Că... De ce? Pentru că formează ca un nucleu, așa, ne strânge în jurul lui. Vin pacienții și întreabă de doctorul Covaciu, ceea ce se întâmplă mai rar printre rezidenți. Alexandru Covaciu a văzut ce înseamnă activitatea dintr-un spital în adolescență, când s-a implicat voluntar într-un proiect. Am achiziționat 12 paturi și un ecograf. Am câștigat cu proiectul acest lucru și Alexandru a fost voluntar, era copil de liceu pe vremea aceea și acum ne-am întâlnit din nou. De 6 ani, tânărul medic coordonează și proiectul Sănătate Rurală, o caravană care merge prin satele uitate de la munte. Alături de colegii săi a transformat căminele culturale sau școlile în mici spitale și a consultat gratuit sute de oameni amărâți. Noi improvizam, aici era triajul. Aici veneau toți și ne spuneau, ok, obosesc foarte repede, mă doare piciorul. Ne povesteam și noi știam din momentul ăla să-i trimitem la fiecare specializare. Educația medicală în România e la pământ. Adică e nici măcar la pământ, e sub pământ. Țin minte de o pacientă care a venit încă mai avea ațele de sutură de la operație de acum 40 de ani. A fost așa un impact pentru noi, zic, băi, cum să nu mai mergi de 40 de ani la medic? Și anul acesta, caravana va ajunge la cei în nevoie. O să încercăm să facem mai multe caravane specializate, caravana sănătății femei, pe care să o incorporăm cu tot cu pediatria, da, care, na, atunci vin și mamele copii, care să facem tot așa un screening pentru cancerul de coluterin. Da, ok, iar eu vă parte de pediatrie și încerc să partea de pediatrie. Da, că e mult mai ușor. Alex e un om complex. Are toate părțile posibile din lumea asta. Partea asta organizatorică o are foarte bine dezvoltată, pentru că el era întotdeauna cel care suna pe toată lumea, încerca să-i convingă pe fiecare. Mi-am aminte cum a sunat pe mine prima dată, nu înțelegeam despre ce înseamnă proiectul ăsta. Băi, hai, mergem și o să fie bine. Rezidentul Covaciu face medicină din pasiune, iar asta au înțeles și doctorii cu experiența. Dorință de a învăța și de a face. Și o calitate deosebită, nu e obosit niciodată. Lucru foarte important. A fost dispus să își ofere din timpul lui liber, să vină voluntar, să lucreze cu mine, să lucreze cu noi aici și cred că lucrul ăsta l-a ridicat din punct de vedere profesional. Alexandru face voluntariat și într-un spital privat din Brașov. În scurta lui experiența a făcut practică și în Germania. Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat de acolo? De acolo? Să nu mă complic. Să gândesc totul cât mai simplu. Deci eu vreau să rămân în Brașov. Mă simt oarecum... responsabil pentru societatea din Brașov. Adică vreau să dau înapoi. Ei mi-au dat, ok, m-au învățat, m-au trimis la facultate, la liceu. Acum îmi oferă și posibilitatea ca să mă dezvolt ca și medic rezident. Zic, ok, trebuie să dau și eu ceva înapoi. Planurile lui Alexandru nu se opresc aici. S-a înscris la doctorat, iar din toamnă le va preda cardiologie colegilor mai mici.